E bună? E bună ca musaca. Hai, nu fi măgar. Eu zic că rusii gătește bine. Păi se vede, uite cât ai îngreșat. Mie nu-mi place mâncarea gătită. Zici? Am mai pus puțin adevărat, dar nu e de la mâncate, de la stres. Când eram de vârsta ta, mureau gagicile. Nu mai iar începi. Dacă vrei să înveți, să mă asculti pe mine. Acum trebuie să profiți. După aia încep grijile, complicațiile, obligațiile. Și acum e? Are prieten? N-are. Păi bă, câte fraiere, ce mai stai? Hm? Ți-e frică, nu? Nu-ți vine să te bagi, nu? Știu cum e. Mie poți să spui, să știi. Eu zic așa. Mai bine nu te complici. Și când a venit vremea, îmi spui și rezolvându-i curva. Totuși de aproape și de 15 ani, nu? Sau te pomești că pic de fraieră? Important este să te protejezi. Poți să nu te protejezi doar atunci când ești într-o relație stabilă cu o femeie pe care o iubești. Da? Mai e până atunci. Ce era și important este să câștigi experiență și să nu cazi cu loșca. Adică, la prima care se pare ție că... Cum să zic? Am înțeles. Deci mai înțeles. Tu ești băiat deștept. Să nu-ți se pună pata că e prea devreme și faci greșeli. Da, stai niște că mai vorbim noi, am eu grijă. Când a venit vremea, o să facem să fie bine. Bine, hai cu asta ce fac când arunc? Lasă pe masă.